Bună seara, dragi prieteni! Am revenit pe canalul Ileana de la Strehaia. Vrem să vă arătăm o ținută și să ne lăsați comentarii dacă ar fi frumos să ne îmbrăcăm așa în noaptea de Revelion. Nu. Nu, Alinuța direct nu, că nu-i place Nu-i fusta place creasă. țigăneara. Voi ce părere aveți? Ne lăsați în comentariu. Și să vă arătăm tipa care este îmbrăcată, așa. Este foarte Alina este mult. invidioasă. Ba nu. Ba nu, dar tu o să fii și mai frumoasă când o să fii de vârsta Am și batic luminiței. mai mic pentru tine, albastru, dacă vrei, și fustă mai mică, tot albastru. Dar nu din asta, așa, că asta e de Gaboriță. gavoriță. Și am improvizat cu pălăria și pantofii. Ei nu purtau pantofi, ei Atunci. purtau Și acum mai... fusta este cam lungă, ei purtau cu glezna goală. Așa erau femeile îmbrăcate de mult. Vrei să te îmbraci acum? Deci, păreri. Nu știu cum i-ar sta mie îmbrăcată așa. Aoleu, nici nu-i vrea să-mi imaginez. Luminița este mai slăbuță și stă frumos, îi stă frumos îmbrăcată. Eu sunt puțin gabarit depășit. Și nu o să stea atât de dreapta, atât de wow. Și baticul e pentru frig, Pentru pentru... frig, el te acoperi, da. Să nu te suflă vântul. Baticul nu se pune vara, doar iarna. Sau vara, Serios? verișorul. Nu știu, Hai mă, doamna Ileana, luminița, știe, doamna fiecare se Ileana... îmbracă după preferință și iarna și toamna și vara și primăvara. Tu așa vrei să te îmbraci de Revelion? știu, și ce doamna Ileana. Păi ție Ia îți uite place acolo. sau Mie nu? Lasă-o pe doamna îmi place. Ileana, spune Da, părerea ta. mie îmi place. Am făcut proba, am spart Dar știi că totul. ce faci tu acum, niciodată nu o să mai dăm și noi înainte? Cum adică? Adică niciodată nu o să A, schimbăm tradiția pentru că tu te întorci în ea. mă Și... prinde anul nou? Așa am îmbrăcat-o. Nu mă! Da, uite, vede una la tine, se îmbracă și cealaltă și mai vede și cealaltă la alta și tot așa și iarăși apar aceste fuste. Mie îmi place. Păi ție îți place, mie nu-mi place. Eu vreau Noi blugi. nu seamănăm ca de mult cu coade, cu trei coade. Improvizăm, Cozi, putem lăsa și luminița. părul desfăcut și prins și... Știu, dar din nou fustele astea așa? Ce Am văzut au? că și româncele poartă, dar Ce au? Uite ce aici, uite. mai drepte puțin. Uite. Uite, vezi? Se iasă șuncile afară. Ah. Bunica Ileana A nu este găsit de ea acord, nu motiv. este de acord cu ținuta Da. noastră de zi cu zi. Salutare, dragi prieteni, vă rugăm frumos să ne lăsați comentarii dacă spune bine Mădălina Sam, Eu nu, spun bine, cum eu să ne vreau blugi, îmbrăcăm, rochie de că seară, mulată. Mădălina vrea să se dă în moda românilor și să nu mai fim în moda țiganilor, a romilor. Dar nu e așa, dragi prieteni, noi trebuie să ținem tradiția Da, noastră. micuța asta îmi strică mie planurile. Mă, Mădălină, Păi trebuie eu să sunt ne mâna îmbrăcăm asta, după doamna tradiția Ileana. noastră. Tu ce vrei, să ești Mâna româncă cu mai tăiat dreaptă. părul? Vrei să spun ce face cu mâna dreaptă? Hai, mă, Vrei să fiu Mădălină. răutăcioasă să mă cer cu voi? Nu, stai să spună, doamna. Stai un pic Stai ca să să ți audă. spui. Eu. Ce să spui Suntem în tu? 2023. Așa. Da? Și nu Și? mai evoluăm și noi deloc. Luminița, în loc să meargă ea mai departe, să schimbe ceva în tradiție, ia ce O, face? ce să facă Aduce să ia pantaloni? bobociunea pe noi. Mă, cum să ia pantaloni pe ea? Da, ea la vârsta ei trebuia să fie Să îmbrăcată în umblă în blugi. pantaloni, Da. miniscurte din aia, așa, Nu minijucuri, miniscurte, și măcar cum? trei sferturi. Trei sferturi. Da. Mă, fată, mă, mă, Mădălina, ce-mi vezi Uite și fetele? moșul acolo mârmâie după Moșule, noi. tu cum ești de acord? Blugi sau fustă? Izmene. Bravo! Izmene. Izmene, na. Izmene, auzi. Nici ca tine, nici ca mine. Mă, Dar Mădălina. moșul îi place de robița mea. Da. Ia, treci și tu, Alina, aici, lângă Treci și tu luminița. lângă Sau luminița. acolo, lângă baba, acolo, lângă ea. Acolo, Acolo, aici, acolo. lângă mine. Uite, Albina deja e îmbrăcată româncă. O domnișorică, O o fetiță domnișorică frumoasă. frumoasă, Nu, știi ce să facem? drăguță. Să ne facem o poză la amândouă așa și știi cum e pe Facebook? Să punem o linie și facem așa. Unu sau doi? Nu, versul și acolo scrie lumința. Sus versul și acolo țigan Ia, și fă-i aici colo, du-te românca. și fă-i colo Adică poze. versus Nu acum, după aia. adică După ce versus terminăm românca vlogul. versus țiganca. Dar poate să zică Da. și prieteni de pe comentarii.
Da, poate prietenii de pe comentarii ține cu Mădălina. Prieteni, vă rog frumos să nu țineți cu Mădălina. Să țineți cu mine, dragi prieteni, să ne îmbrăcăm în tradiția noastră a României. Fiecare să-și pune părerea sincer, părerea sinceră. Da, vă rog frumos, dragi prieteni, nu să țineți, să nu țineți cu Mădălina. Vă rog să nu țineți cu Mădălina, dar să spuneți dreptatea care e. Dreptatea? Da. Pă, Mădălină, tu ți-ai tăiat părul, ai făcut la fată bratonul ăla, ai făcut toate modele. Ce să mai zic? Păi da, haideți să vă spun eu ceva, dacă vouă vi se pare corect, tu îmi spui mie, da? Da. Stai să-ți spun eu ție acum. Ia zi tu mie. Cum este posibil așa ceva, o fetiță de vârsta Alinei să fie îmbrăcată în fustă și bluză țigănească, deci nici măcar tu nu ești îmbrăcat într-o fustă și bluză din aia așa? Cum fata să fie îmbrăcată așa, o fetiță de vârsta Alinei? Păi să facem tradiția lui Alina să-i fac niște, să-i fac două coade aici și o coadă spate, de revelion. Ferească Dumnezeu! Deci spune și mie, explică cum este posibil ca fetița să fie îmbrăcată țigancă de acum, doar că nu are baticul în cap. Păi și ce contează dacă se îmbracă oră, două? Păi ce, bunica mea ar pune și baticul în cap? Nu, se pune. Mădălina, nu se pune. Dacă Alina se îmbracă așa și să pună, să-i fac două coade, așa cum a spus, și o coadă în spate, să-i dau cămașă, este... să-i dau șort, să-i nu, dau fustă. Alina, Alina. Mie nu place, este o urățenie de țigăniște. Alina va fi îmbrăcată o domnișoară, o fetiță. După nu vreau să fie așa îmbrăcat. O să îmbrac și țigănește și românește. Așa. Și să văd ce spun vreau prietenii. Vreau să te întreb și eu ceva. Da. Dacă Alina nu-i place să ia fustă, da? Nu da. Doar de asta, că sunt și alte modele și dreaptă. Când o să aibă 12-13 ani, de care o să, cum o să îmbraci? Pantaloni, colanți, blugi, ce o vrea ea. Da. Știu că tu ești obligată să iei fustă. Știu, ai văzut ce mi-a făcut bunica mea albătrân când am luat blugi? Știi ce mi-a zis? Și de asta întreb. Nu o să ia niciodată? Și s-a pus luminița pe plâns și și-a dat foc toate perechile de blugi. Păi nu, haideți să-mi spun eu povestea, hai că vine acolo, da? Deci bunicul ei, nu știi. Zil, că-l știe lumea. Soțul doamna Zâna. Doamna Zâna. A venit la noi și domnul vorbea... Petre. Domnul Petrică. Se uită la loc. Hai zi, zi. Vorbea cu fratele lui, domnul Conea, bunicul nostru. Și a văzut pe luminița în pantalon. Și a făcut... Erau și rupți la genunchi. Da, moderni. Erau blugi, normal. Așa, blugi și... moderni. Zic da. Că eu nu zic. Și ce credeți, a văzut-o și domnul Fresh a făcut aici în curte... Cip, nu altceva. Eu mi s-a sănivea și că și-a luat toți. Am sărit pe geam de acolo ca să-mi lasă. Spune, i-a spus așa, fată mare să umblă în pantaloni. Păi nu, și s-a făcut lumința de nieț, a pus pe pânz, m-a luat cu ea. Dă-te așa. Prea des, prea des. M-a luat cu ea în casă, în casa mare. Ia, a fost cu mine. Și ce vedeți? Și-a luat toți pantalonii, doar perechea aia o mai, care era toți pe tine. Colanții aia, care erau pe tine. Și ce vedeți? Le-a luat. Ea a vrut, n-a vrut să o ia aici de pe ușa mare, ca să nu vadă, da. Era aici în curte unde e... În mijloc. În mijloc. Acolo erau ei. Da. Da. Ca să nu vadă, ce credeți? Am luat eu pe ușa mare, m-a văzut pe mine, cred. M-am dus pentru că doar pe afară se deschide geamul acela. Așa. Pe dinăuntru nu. M-am zis, a desfăcut geamul, a sărit de pe geam, adică nu. A dat cu pantalonii jos, a sărit iar pe geam și pe ce crezi? Acolo e, nu știu ce era, era ceva dat foc. Da, deja. Frunzele. N-am uitat și am uitat. Ce puțin. Frunzele și eu am luat cu ea pantalonii și am pus pe foc și nu știu, m-am dus luat cu mine la Luca să iau o brichetă. Și am luat brichetă și ce credeți? Am dat foc blugi. I-a dat foc blugi. 13 perechi de pantaloni de blugi. Și ce? Era pagubă că ai dat 13 perechi de pantaloni. Mamă, ea nu știe că sunt blugi în ziua de azi. Da. E un milion perechea. Un milion și. Un milion și. Și de atunci ai mai îmbrăcat în pantaloni? Nu, de atunci mi-a cumpărat bunica Ileana a fuste. Ea mi-a cumpărat tot ce mi-a trebuit. Da. Ca să pot. Așa și tu, Alina, când ai fi de da, 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 ia lasă pe Alina, că Alina nu face așa ceva.
Și cum? Mai faci breton, cum ai făcut acum? Îi fac breton să româncă, să uite că mă enervezi și fac Parkinson. Deci voi vreți să fiți românci, exact. Nu să fiți țigănci. Păi exact. Dacă sunteți țigănci, cum să vă faceți românci? Bunicul ei, Leo, toată viața lui a umblat numai între români. Și vrei și Alina între români? Da, și ai, și-a făcut un nume mare. Lasă, face din aia asta. Da, la facem actriță, avocată, ce o facem? Exact. Și Leo și-a dorit toată viața să fie actor. Actor, și ea să așa o facem pe Alina, ea sper să-l urmeze. Avocat. Avocat, auzi. Și stă la birou și gata. Să stă la birou și să vină banii. Da. Da, și am niște dușmani care o să închid. Păi avocatul nu are voie să facă asta, doar dacă o să fii judecător sau procuror. Așa, deci, prietene, lăsați un comentariu dacă este corect ce spune doamna Ileana, da, dacă este corect ce spun eu sau dacă greșesc, vă rog să lăsați comentarii, că o să le citesc cu siguranță. Dacă vă place de Lumința, îi stă bine pentru că fetița este frumoasă. Noi în seara asta, eu de dar fapt, nu-mi place am așa făcut este. Doar o probă. Ca să știu ce haine am și albastre. M-am îmbrăcat și în albastru, dar am filmat. Am făcut doar o probă ca să știu ce a fost să iau pe mine de revelion. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, că e roșie. Și am asortat-o cu rujul. Albastru nu aveam ce să o asortez. Că aveam baticul, dar să spuneți, prieteni, dacă vă place portul meu țigănesc și să mă urmăriți și pe TikTok. Vă las link-ul. Vă pupăm și vă dorim o seară minunată.